prieteni dragi, după cum știți, toată lumea e cu ochii zilele astea pe Suceava, pentru că acolo se întâmplă lucruri pe care am vrea să ne străduim, să nu se repete niciodată, niciunde. Omul pe care l-ați văzut în direct cu viața e drept în vremuri mai bune în studio, Ștefan Mandachi e cu noi. El e cel care a reușit să facă primul metru de autostradă din Moldova și acum îl și vinde la bucată. Hai să vorbim puțin ce se întâmplă la Suceava, mai ales la Spitalul Județean, ce e acolo, ce știi? Situația este tristă, așa într-un cuvânt. Eu am angajații de la restaurantul meu care fac livrări doar către spital și către celelalte instituții. Noi am sistat toate celelalte livrări către persoane fizice din oraș și livrăm special către spital, poliție, SMURD, jandarmerie, gratuit. Așa. Deci, pe această cale rog cadrele medicale să continue să dea comenzi către noi, pentru că suntem la datorie pe baricadă. Din ceea ce îmi spun angajații mei și din discuțiile pe care le am cu cadrele medicale, întrucât eu am pus și hotelul la dispoziția cadrelor medicale. Au scris niște unii că e fake news, că nu e adevărat. E sau nu e adevărat? E plin hotelul. E la dispoziția medicilor? E plin, nu că e fake, e plin hotelul cu cadre medicale și s-au făcut și cadrele medicale au postat pe Facebook, sunt postări, sunt filmulețe, sunt... N-ar trebui să băgăm în seamă toți ticăloșii care ar trebui măcar să tacă, nu se, exact. Să nu descurajeze atâta tot. Repet, sunt 90 de camere, sunt pline, eu le-am spus că le dau inclusiv biroul meu dacă e nevoie, să-și aducă lenjerie, să vină să stea în biroul meu, asta poate să confirme cadrele medicale, dar n-aș putea să zic așa ceva, Doamne ferește, că imediat ar răspunde oamenii. Ce faci tu zilele astea? Înțeleg că ai deschis o campanie spectaculoasă, care e foarte tare. Te-am văzut într-o filmare. Te rog. Care prinde extraordinar. Ce facem noi? Avem în Suceava singurul metru de autostradă din Moldova, care are o lățime de 1 metru și o lungime de 30 de metri, cum e în standardul european. Dacă facem area acestei suprafețe, rezultă 100 ori 3000 de centimetri, 300 de mii de centimetri pătrați în arie. Am scos 300 de mii de certificate de proprietar, simbolic, bineînțeles, și cine vrea să-și cumpere centimetri de autostradă, să devină proprietar, primește un certificat cu numele, cu numărul de centimetri pătrați, poate să-și provoace și vecinii, să-și aleagă vecinii, provoc pe cutare, cutare și cutare să ne învecinăm, să nu mai moară și capra vecinului. Toți banii aceștia se direcționează și merg direct către Crucea Roșie Suceava. Deci, atenție, Crucea Roșie Suceava nu are Mandachi treabă cu banii ăștia. Conturile sunt postate, se poate dona în lire, în euro, în RON și pe PayPal. Dar nu ești un număr scurt sau banii ăia de la numărul scurt? Număr scurt o să luăm luni, un număr scurt. Aha. Fiecare centimetru. Deci fiecare centimetru, cam așa ceva arată un centimetru, ca un zar, un centimetru cub. Scoatem din autostradă un centimetru și fiecare centimetru costă 10 euro. Dacă vrei ca numele tău să fie scris mai mare, pentru că vom avea un, sperăm să construim din banii mei, o să construiesc un wall of fame, deci nu din banii din donație, la final, dacă vrei ca numele tău să fie scris mai mare, ți-ai 10 cm. Asta înseamnă 100 de euro. Cum faci? Intri pe www.1km.ro, adică 1cm.ro, prescurtat, 1km.ro, și apeși la donează și acolo ți apar conturile. Iei contul, orice om are o aplicație, l-ai pus pe aplicație de pe telefon și ți-ai luat din lire, RON sau euro sau pe PayPal. Deci, devii proprietar, numele tău poate fi scris mai mic sau mai mare, în funcție de câți centimetri îți iei. Știi cam cât timp trece între momentul în care niște oameni, oricum i-a numit, cum s-ar numi ei, au trimis niște bani către Crucea Roșie până când banii ajung transformați în materiale la spitalul din Suceava? Da, e foarte bună întrebarea. Noi avem un protocol scris și semnat și cu Asociația Mediciniștilor din Iași, care are transparență, totul să fie mega transparent. Există protocol și între mine ca persoană fizică și Crucea Roșie și vom face toate achizițiile în mod transparent prin live pe Facebook, pe adresa mea de Facebook, prin cerere oficială la Spitalul Județean Suceava și după ce verificăm mai mulți furnizori. Până acum, noi avem de 2 zile, deci nici nu pot să mă pronunț acum. Vedem ce se întâmplă după weekendul ăsta, eu o să provoc personalități să cumpere și să facă public faptul că au cumpărat de pe 1km.ro și și-au luat și certificat și-au pus certificatul pe Facebook. Luni tragem prima linie, pentru că linia nu se trage, asta e o luptă de anduranță, nu e o luptă care se dă 2 zile. Așa ai dreptate.
Așa pe lângă este. Faptul că trebuie să mă lupt cu prejudecățile oamenilor, trebuie să mă lupt și cu haterii care, îți repet, ei nu știu decât să critique. Dacă ar înțelege că banii nu trec prin, nu mă ung pe degete, nu mă ling pe degete de miere, ar fi mult mai bine. Dar banii se duc și o să vină Crucea Roșie cu un comunicat chiar luni și o să ajutăm la credibilizare. Dar eu am total încredere că eu o să strâng 3 milioane de euro. Când ar putea fi primele materiale, primele lucruri valoroase, când vor ajunge la doctorii? O săptămână. În 8 zile. În 8 zile, dacă dăm comanda de luni. Deci așa am termenii. Acum, ei toți furnizorii spun, da, domnule, dar că se închise containerele, că se închise porturile, că așa, ei spun 7 zile. În momentul în care el îți avansează un termen de genul ăsta, mai poți să iei o toleranță de 25-30%, nu știu, să zicem 10 zile. Măști. Luăm, putem lua și din România măști pentru doctori. Ceea ce avem nevoie acum și vrem să luăm ventilatoare, agregate medicale, vitale și tot ce mai trebuie, nu știu să spun exact, dar spun și eu așa, ca nebunul. 7-10 zile. Atât am spus și mie, asta spun și eu. Felicitări! Ținem pumnii să-ți iasă, mă duc să-mi dau jos de certificat, vreau să fac o donație. Pune pe Facebook, te rog, și eu îi dau share. Abia aștept.